Acest proiect înseamnă încununarea unui efort de 2 ani de zile în care ne-am luptat cu creșteri de prețuri și totuși am reușit să-l terminăm. Proiectul a început în 2021 și l-am finalizat în 2023. La sfârșitul anului 2023 am început să cazăm seniori. Astăzi suntem la 35 de persoane și planificăm să ajungem la 120 de persoane la sfârșitul acestui an. Anul viitor intenționăm să construim un cartier de case destinate seniorilor în spatele locației de la Cluj Senior Village. Vor fi aproximativ 14 case în sistem duplex cu un singur nivel în care proprietarii sau rezidenții vor avea acces la serviciile de îngrijire oferite de personalul rezidenței. Acele servicii vor fi opționale la cererea proprietarilor caselor. Întreaga clădire a fost gândită și construită special pentru servicii de îngrijire. Asta înseamnă că au fost eliminate multe obstacole sau pericole cu care se confruntă seniorii cel mai des acasă. Nu sunt praguri, există mânere de sprijin la duș, mânere de sprijin pe coridoare, toate spațiile sunt prietenoase. Și, desigur, ne preocupă foarte mult și sentimentul de intimitate, astfel încât camerele sunt cu maxim 2 paturi. În felul acesta, oamenii se pot simți în continuare, în largul lor și în confortabil. Dar, pe de altă parte, dacă nu ne referim la facilități, din punctul meu de vedere, mult mai important este sentimentul de siguranță și de confort pe care îl ai știind că, în permanență, există persoane care te pot ajuta. Dimineața începe, desigur, cu micul dejun, ca la toată lumea acasă, dar apoi, după micul dejun, avem o colegă, kinetoterapeut, care începe programul de gimnastică de dimineața. Așa că toată lumea stă împreună și se mișcă fiecare după cât îi permite starea de sănătate, dar important este să ne mișcăm. Iar apoi, după ce ne-am făcut înviorarea și ne-am mișcat puțin împreună, începe programul nostru de activități care este foarte divers. Poate că avem zi de jocuri și este o competiție acerbă, facem mici campionate de remi aici, oamenii rămân competitivi și la vârsta a treia, sau poate avem o proiecție de filme sau dezbatem o temă literară. Este primul proiect de acest gen. Comunitatea cred că mai puțin știe, dar în cadrul funcționarilor primăriei și a persoanelor care au cunoștință s-au bucurat foarte mult și au zis în sfârșit apare și la noi așa ceva.